Salutare, dragi prieteni! Aș vrea să vă propun un mic experiment. Aș vrea să vă gândiți la omul plin de credințe foarte vechi, de dogme, de multe lucruri de care el, de fapt, n-are nevoie dacă vrea să trăiască în prezent. Și gândiți-vă ca la un clopot care, în loc să fie gol, să poată să răsune puternic, gândiți-vă la omul acesta că, de fapt, în clopot e plin de, hai să zicem, hârtie, de șervețele. Ar mai suna oare clopotul? Ar mai vibra așa cum trebuie să vibreze? Și, ca să exemplificăm, aș vrea să ascultați cum face un clopot când, efectiv, se golește de orice. Ce ziceți? Vibrează? Oare oamenii mai vibrează? V-ați pus vreodată întrebarea asta dacă vibrăm cu adevărat, dacă trăim viața cu adevărat? Dacă suntem în stare să ascultăm vibrația prezentului, dacă suntem în stare să o accesăm? Sau suntem plini cu idei din trecut? Idei pe care, să zicem că le respectăm, dar care nu au de-a face aproape deloc cu ceea ce trăim noi astăzi. Spre exemplu, folosim lucruri care au fost inventate înainte ca noi să ne naștem, cum sunt banii. Îi folosim, dar noi nu avem o educație care să ne arate de unde vin și încotro se duc. Noi folosim ceva fără să o avem un manual care să ne arate cum să folosim. Și acesta este doar un mic exemplu. Cred că ar trebui să profităm de momentele de acum, să profităm de liniște și să ne punem întrebări. Întrebări de genul, ce este cel mai important pentru mine de acum încolo? Și cred că e momentul să facem o schimbare, să alegem o schimbare. Mai ales să ne bucurăm că astăzi, spre exemplu, este începutul primăverii astronomice. De ce nu? Cred că avem ocazia să ne schimbăm și să vedem în tot rău un bine și cei care aleg să vadă binele sunt cei care vor primi o recompensă mare de acolo de unde nu se vede. Pentru că multe lucruri nu se văd, dar se leagă. Să aveți vremuri cât mai bune și să trecem cu bine peste toate încercările și cu credință, cu încredere. Și sper să reușim să vibrăm și noi așa.